În Timiș, numărul infectărilor depistate în ultimele 24 de ore a ajuns la 316 după procesarea 2448 de teste. Dintre acestea, numai puțin de 196 sunt în Timișoara, unde rata de infectare ajunge vineri, 17 septembrie, la 2,58 la mia de locuitori. La nivel de județ, incidența a crescut la 2,08, iar trendul valului 4 este unul ascendent. Sunt 12 localități timișene în care rata de infectare este între 3 și 6 la mie, acolo unde se aplică ultimele măsuri impuse de Comitetul Național pentru Situație de urgență, iar certificatul de vaccinare este obligatoriu în restaurante, baruri, cafenele, săl de fitness ori la nunți. În spitalele din Timiș tot mai greu se găsesc paturi disponibile. Vineri dimineață erau internate 267 de persoane confirmate sau suspecte cu COVID-19, iar alți 34 de pacienți aflau în stare gravă la anestezie și terapie intensivă. Autoritățile transmit că în ultimele 24 de ore în Timiș au murit 7 persoane care aveau COVID-19. La nivel național au fost raportate de la o zi la alta 4478 de cazuri noi din 46.058 de teste efectuate. În ultimele 24 de ore în România au fost raportate 73 de decese ale unor persoane infectate cu coronavirus.